Salutare tuturor! Sunt Dariana, iar astăzi am revenit cu cea de-a doua recenzie a cărții Dosarul clopoțeilor de Crăciun, al doilea caz al detectivilor aerieni, carte scrisă de Ana Rotea. Această carte este al doilea volum dintr-o trilogie cu niște detectivi aerieni care trebuie să rezolve mai multe cazuri. Eu îi mulțumesc autoarei pentru dedicație și pentru că mi-a trimis această carte. Pentru Dariana, care iubește cărțile, o aventură veselă cu detectivi, cu mult drag din partea autoarei, Ana Rotea. Cartea are o copertă foarte interesantă, ce ilustrează tocmai titlul, Dosarul clopoțeilor de Crăciun, cu un ren și niște clopoței, iar pe spate avem un aranjament de Crăciun. Este vorba despre niște detectivi care trebuie să rezolve al doilea caz din cariera lor. De Crăciun, primarul orașului vrea să organizeze un festival al iernii. Acolo să participe toți copiii din oraș. Pentru a participa la o tombolă, unde puteai câștiga ceva valoros, unde te puteai înscrie dacă duceai un clopoțel. Însă, după cum era de așteptat, clopoțeii au dispărut, iar primarul, foarte nervos, le-a dat angajaților și domnului care se ocupa cu organizarea, să găsească clopoței până la Crăciun, ei fiind cu miile. Aceștia, neștiind ce să facă, au pus un anunț cu faptul că au nevoie de niște detectivi. Când echipa noastră de detectivi aerieni a văzut anunțul, au și sunat la persoana respectivă și le-au spus că ei vor să rezolve cazul. Iată că cei patru detectivi plus un câine, Marlowe, Jessica Fletcher, Bolumbo, Scupitu și Sherlock, au rezolvat cazul, au pornit în multe peripeții și vă las pe voi să aflați cine a fost de vină și dacă festivalul iernii s-a mai ținut sau nu. Mie mi-a plăcut foarte mult, după cum spune și autoarea, a fost o aventură veselă cu detectivi. Cartea are scrisul mare și 200 de pagini pline de aventură și mister. Formatul în care este așezat scrisul pe pagină este unul în formă de dreptunghi, aceea cartea se citește foarte ușor. Mie mi-a plăcut mult și o recomand și sper să am ocazia să descoper și celelalte aventuri, primul volum fiind Dosarul Popcorn și Dosarul unei vacanțe de groază. Cred că aici se încheie și seria, primul volum câștigând trofeul Arthur în anul 2015. Cam aceasta a fost recenzia, îi mulțumesc foarte mult autoarei. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu. Noi ne revedem cu o altă recenzie. Pa, pa!